A intrat și într-o scară de bloc aici, frate. Nu e lumină deloc, John. Mamă, uite cum e. Cum ai putea să locuiești? Uite, nici balustrade, mă. E... Mamă, dar ce miros e. Mamă, hai să urcăm pe pat. Uitați că vă picioarele. Uitați cum urc, frate. Hai să urcăm până sus aici, în bloc. Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog de noapte. În acest vlog de noapte vom dezbate împreună un mister, pentru că foarte multă lume dintre voi au spus: domne, că dacă o să te duci în Ferentari noaptea, că o să te taie ăia pe acolo, că o să te omoare, că toate prostile. Am pus eu un post la mine pe comunitate. Mulți, posibil copii sau posibil hateri, le-au spus: domne, ia-ți prezervative, că-ți rup ăia rozeta, ia icoanele la tine, că te omoară, că bricege, mai ia-ți încă 20 de oameni după tine, ia spray, ia briceag, ia tonfă, că în caz de ceva să le dai în cap la ăia. Și vreau să dezbatem misterul. Eu sunt singur acum, după cum v-am zis, o să-mi iau o geacă pe mine. Am o geacă de asta, o să iau pe mine ca să nu se creeze vreo confuzie, că vezi, domne, arăt eu într-un fel și de-aia nu s-au luat aia de mine. Mi-am luat o chestie foarte lungă, este destul de lungă și destul de largă, deci îmi vine cam până la aproape de genunchi și îmi stă pe mine lălâie, este 4XL, cred. Deci este foarte, foarte mare pentru mine și sunt curios să vedem ce se întâmplă în momentul în care ajungem în Ferentari, pe Aleea Livezilor, la 12 noaptea. Acum este 11 noaptea, dar sunt prin zona Piața Romană. Trebuie să mă duc până acasă să mai iau câte ceva la mine, după care mă voi duce către Aleea Livezilor și o să ajung undeva pe la 11:30, 12. Oricum, nu vreau să stăm prea mult de vorbă, vreau doar să vă spun atât. Să mergem să vedem dacă misterul ăsta cu ajunge acolo și te omoară ăia este adevărat. Eu unul nu cred, am fost pe timp de zi, dar într-adevăr sunt anumite persoane care se droghează. S-au drogat și pe timp de zi, clar, ori să se drogheze și pe timp de noapte. Posibil să fie mai mulți pe timp de noapte care se droghează, dar... sunt curios atâta timp cât îți vezi de treaba ta, atâta timp cât nu deranjezi pe nimeni, dacă se întâmplă ceva. Și zic să nu vă mai țin de vorbă și să ne vedem când ajungem în Ferentari, Texas, acolo pe Aleea Livezilor. După care, după ce filmăm acolo, o să ne dăm cu presupusul și o să am un mesaj pentru voi. Adică nu pentru toată lumea dintre cei care mă urmesc, pentru anumite persoane care au comentat aiurea la adresa mea. O să vă spun mai multe după ce terminăm de filmat în Ferentari. Chiar v-aș ruga să stați până la final și să ascultați ceea ce zic eu acolo. Hai în Ferentari și vorbim după ce terminăm de filmat. Am pus aici pe Waze să ajungem la Aleea Livezilor. Aparent, bine, dacă se și focusează asta. Focus. Da, în fine, avem cam un kilometru de mers până acolo și ajungem. Gata, a pus focus. Băi, am ajuns aici pe Aleea Livezilor. E liniștită zona, dar să mă dau mai așa, mai pe aici. Hai să mergem până în capăt de tot pe stradă. Bine, mi-am luat geaca, cum v-am zis, ca să nu se creeze probleme, ceva, să zică lumea că fac vreo nefăcută pe aici și... o să merg până mai în față. Să vedem, o să am grijă pe aici, pe la ăștia care sunt prin găurile astea. Hai să vă arăt și vouă cum se vede noaptea. Bine, nu știu cât de bine vedeți voi acum, că e beznă, frate, e întuneric. Dar... a, stai să vă arăt și ceasul cât este, să nu ziceți că v-am păcălit. E... vă dați seama, e 23:57. Nu prea e lumină. Da, nu știu ce puteți vedea voi prea mult pe aici, dar e haos. Cum sunt blocurile astea, frate. Mamă, uite, fii atent. Gunoi aici. Cum e aici, frate? Ia uite cum mor. Acolo te ține. Ce era, frate, acolo? Mamă, uitați cum arată, frate, o scară de bloc aici. Am intrat și într-o scară de bloc aici, frate. Nu e lumină deloc, John. Mamă, uite cum e. Cum ai putea să locuiești? Uite, nici balustradă, mamă. E... Mamă, dar ce miros e. Mamă, hai să urcăm. Stai să mă picioarele. Uitați cum urc, frate. Hai să urcăm până sus aici, în bloc. Mamă. Ia. Uitați cum e, frate. House. Mama. Uitați cum e, băi. Voi asta, frate, aici? În așa hal de bloc. E house. Așa arată un palier de... Că min, garsoniere, nici nu știu ce sunt astea. Vă cam și numele meu scris aici pe perete. Mamă, mirosul ăsta e insuportabil. Deci blocul ăsta sub orice critică, frate. Am fost în cele mai creepy locuri, dar ăsta e, pe lângă faptul că e miros, sunt numai de ăștia pe vene și e jale. Uitați gunoaie în scara blocului, pe palier, sunteți nebuni. Mamă, câte gunoaie sunt acolo. Hai, eu sunt doiul. Ce faci în mine? Nu înțeles. Băi, cam așa arată Aleea Livezilor pe timp de noapte, frate. Nu știu cât de mult puteți vedea, pentru că este foarte întuneric aici, nu lumini deloc. Mamă, e un miros incredibil, frate, deci vă sparge nasul. Încă o dată, oamenii își văd de treaba lor pe aici. Bine, unii se droghează, alții fac curat, alții pe ce fac ei. Uitați cum arată aici, frate. Câte gunoaie. E jale. Mamă, șobolani, câta șobolani. E focare de infecție, prieteni, nu prea pot să stau aici, că uitați câte gunoaie sunt. Deci e sub orice critică. Uite șobolanul, fratele meu. Deci uite câta șobolanul. Sunteți nebun la cap? Mamă, sunt zeci de șobolani, frate. Deci am intrat acum în casă la majoritatea dintre oamenii de aici și toți au dosare penale, toți au probleme cu poliția din cauza drogurilor, furturilor. Acum un băiat spunea că soția lui a fost dusă la prănaie din cauza furturilor. Uitați și în spatele meu. Și nu prea pot, frate, să stau aici pentru că e focar de infecție. Și mi-este și foarte cald în pasta pe mine. Eu sper că v-am lămurit, frate, cu chestia asta. Nu o să mai facem astfel de vloguri de noapte din cartierele astea. Așa că hai să ieșim de aici și terminăm finalul. Te-ai drogat până acum? A fost, da? Dar din ce cauză? Că a murit maică. Și ai intrat în depresie? De la pușcărie. Și nu vrei să faci altceva, gen să te duci, nu știu, să... Da, am fost internat la spital. Vreau să mă internez. Și tu aici locuiești, în zona? Pe Brejelor numărul 7, sunt băiatul lui Neion. Da? Bine, o seară. O seară făcut. Cum te cheamă pe YouTube? Poro mă cheamă pe YouTube. Poro? Da. Ia, vrei să zici ceva pe cameră? Nu. Câți ani ai? Zi doar câți ani ai. Zi câți ani ai? 14. 14? Și de cât timp stai aici? De un an. Și îți place aici? Da. Stai, mă! Da, prieteni, suntem un fel de Cristian Sabah aici și mirosul e... Nici nu vreau să mă gândesc pe timp de zi, mai ales acum când este foarte cald afară. Ce se întâmplă? Sunt pe treburile lor aici. Nici nu te bag în seama. Uite, trecem acum pe lângă un grup și nici nu ne bag în seama. Hai să luăm aici încă o dată, ca să nu ziceți că am fost în altă parte. Aleea. Mai pune o dată ăla. Hai, bravo. Da, hai, terminăm cu clipul când plecăm de aici, prieteni. Gata, prieteni, am plecat de aici, de pe Aleea Livezilor, că mereu încurc. Bă, sincer să fiu, pe timp de noapte, da, este mult mai periculos, nu v-aș recomanda să veniți noapte aici. Este destul de periculos, sunt foarte mulți indivizi care v-ar putea ataca sau poate să vă ia banii sau telefoanele sau ce aveți voi. V-aș recomanda, dacă e să veniți pe timp de zi și însoțiți de niște oameni mai mari. Am parcat aici mașina. Hai să ne schimbăm și terminăm după aia vlogul, că sunt flash, că nu mai pot. Bun, acum că am terminat de filmat în Ferentari, pe Aleea Livezilor acolo, am de menționat câteva chestii pentru pisoi ăștia care stau în spatele tastaturii și comentează. Băi, v-aș ruga tare mult, părăsiți canalul ăsta, pentru că canalul ăsta nu este dedicat proștilor, invidioșilor sau frustraților. Duceți-vă la ăștia care fac live-uri, omegle, care își bat joc de oameni, care înjură lumea pe live, care îi amenință și așa mai departe, zmardui ăștia ai internetului. Duceți-vă la ăștia și stați pe live-urile lor, abonați-vă. Chiar v-aș ruga, dacă am astfel de abonați care mi-au lăsat tot felul de astea de comentarii, că mor, că nu știu ce, băi, duceți-vă altundeva, duceți-vă și învățați prostii de la tot felul de YouTuber, pentru că acest canal are un content dedicat oamenilor care vor să învețe ceva, oamenilor care vor să li se prezinte ceva și să înțeleagă din ceea ce eu încerc să prezint. Am fost în seara asta în Ferentari, pe Aleea Livezilor, strict ca să vă prezint vouă că viața acolo nu este chiar atât de roz. Sunt oameni care au venit să-și cumpere droguri și aveau salarii de peste 2000 de euro, bani pe care îi făceau din diverse chestii, și veneau și se drogau. Mulți se drogau din cauza problemelor pe care le-au avut în familie. Băiatul ăla, i-au murit părinții și de-aia s-au drogat, din cauza anturajului. Sunt foarte multe chestii de care oamenii se leagă. Acolo sunt drogurile la maxim și prostituția la maxim. Nimeni nu prea are ce să le facă, pentru că nimeni nu se mai bagă. Am încercat, am vorbit și cu autoritățile, am vorbit și la primărie, nimeni nu mai vrea să mai miște un deget pentru zona aia. Eu unul oarecum, nu știu, sunt oameni care își văd de treaba lor acolo, care n-au absolut nicio treabă cu cei care se droghează, care au copii mici, care încearcă să le ofere un viitor, dar sunt alții care se droghează la maxim și cumva degradează, denigrează societatea în care ei trăiesc. Nu vă recomand să mergeți acolo pe timp de noapte, încă o dată vă spun, pentru că, da, nu bag mâna în foc, nu bag mâna în foc pentru mine, dar pentru oamenii de acolo, poate o să aibă, nu știu, unul o stare, ceva pe cap, o nebunie de asta și te poate ataca, pentru că în ziua de astăzi oamenii sunt nebuni și pe aici în spate poate să iasă un nebun după mașina aia, să vină să-mi dea cu ceva în cap. Dar acolo zona este mult mai periculoasă decât alte zone din București. Din punctul meu de vedere este top 3 cele mai periculoase zone ale Bucureștiului, deci nu vă recomand să mergeți acolo. Oamenii sunt prietenoși oarecum, sunt așa la locul lor în momentul în care îți vezi de treaba ta. Dar dacă faci alte prostii, dacă, nu știu, ridici tonul, ridici glasul, se dă unul la tine și tu cumva îi reproșești ceva, iese cu scandal. Acolo, într-adevăr, sunt bătăi, se înjunghie, dar cel mai grav este Pe lângă faptul că ar putea să-ți bage un briceag în tine, sunt chestiile de siringi, ace și tâmpenile astea, pentru că acolo hepatita, sida, toate astea sunt în floare, pentru că pe lângă faptul că ei locuiesc într-un focar de infecție, ați văzut și voi câtă lume se droghează. Eu sper că v-am lămurit și cu clipul ăsta, sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva și ați văzut exact în ce condiții locuiesc oamenii de acolo. N-am ce să zic mai mult. Încă o dată, pentru ăștia care ați comentat negativ, ieșiți pisoilor de aici, de pe canalul ăsta, că n-aveți nicio treabă, sunteți afoni, duceți-vă la jocuri. Am văzut multe comentarii că răutăcioase, nu mai stau să le mai spun pentru că nu dau satisfacție. Am vrut cumva să vă demonstrez, să ajungeți la cuvintele pe care eu le-am spus data trecută, lasă lumea să te creadă fraier și demonstrează-le că nu ești. Tocmai asta am făcut și cu clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Dacă nu v-a plăcut, pe butonul de dislike. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați. Iar eu sper că ați învățat ceva din acest clip. Aici o să închidem acest vlog, pentru că trebuie să mai merg la niște prieteni pe șoseaua Giurgiului, este ziua la cineva. O să editez clipul ăsta acum ca să îl vedeți voi luni la ora 15. Vă pupă fratele și vă doresc o seară minunată și aveți grijă pe unde mergeți și cu cine mergeți. Nu vă recomand să mergeți în Ferentari, mai ales pe Aleea Livezilor. Nici pe timp de zi nu v-aș recomanda să mergeți, dar rămite pe timp de noapte. Și aveți grijă în ce zone mergeți. Întotdeauna mergeți în zonele bine iluminate, mergeți în zonele unde sunt camere de luat vedere, în cazul în care, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, să aveți niște dovezi, să mergeți la poliție și niciodată să nu vă duceți unde este întuneric, să vă duceți în locuri primejdioase, să vă duceți singuri sau cu încă cineva care este inferior vouă. Eu sper că v-a ajutat acest clip, vă doresc sănătate, pa!